cum ar fi trebuit să fie până la acest moment? A, trebuia să fie tot polenizat până în vârf, tuletele mult mai mare, să aibă, nu știu, vreo 16-18 rânduri de boabe și... Aici este o zonă în care nu se irigă. Așa arată porumbul într-un lan din zona localității Drăgănești, Prahova. Fermierii de aici trăiesc de la agonie la extaz. Seceta a pârjălit totul în câmp, iar șanse de salvare nu se întrevăd. Pământul este foarte crăpat. A venit aseară 10 litri, alaltă seară, da? De unde au venit, nu știu, dar au fost bineveniți, dar foarte, foarte târziu pentru porumb, nu are ce să mai facă. Această cultură este compromisă? În proporție de 80%. Costel Duță este un fermier care se poate considera pe jumătate norocos. O parte dintre pământurile sale pe care le lucrează împreună cu familia sunt irigate. Unde pământul este udat, culturile sunt salvate. Însă unde Dumnezeu nu a dat, natura și-a luat tributul. Apa vine, este furnizată de ANIF, vine din Prahova, este pompată pe canale. Ce vedeți acolo că se rotește este un filtru ce permite apei să treacă fără obstrucții în sistemul de irigare. Mai departe, motopompa pompează apa prin niște țevi subterane către cei doi pivoți din solele acestea. E practic salvarea câmpului. Exact. Am avut inspirația ca acum 4 ani de zile să mă gândesc să investesc în sistem de irigație. Foarte greu a fost. Inițial am început cu 4 tamburi. Așa, ulterior am văzut că este mult mai bine să cu pivoții să irigăm. Tamburii necesită o forță de muncă suplimentară și un randament mic la hectar. Dar n-a fost ușor din punct de vedere financiar? Nu. A fost investiția foarte mare. Toată investiția se situează undeva la 750.000 de euro. Agricultorul spune că în lipsa acestei investiții, toată agoniseala sa de o viață era compromisă, așa cum sunt culturile multor localnici din zonă. Vreau să vă spun că dacă nu avem sistemul de irigație, anul ăsta era foarte, foarte dificil, în sensul că de la începutul anului, din luna ianuarie până astăzi, nu avem 80 de litri de ploi pe metru pătrat. Deci vă dați seama, undeva trebuia să avem în momentul de față undeva la 250-300 de mililitri. Este enorm de puțin. În cazul ăsta, sistemul de irigație și-a spus cuvântul. Adrian Duță lucrează alături de tatăl său la muncile câmpului. A terminat agronomia, însă date alarmante cum sunt cele ale acestui an nu a văzut nici la cursurile pe care le-a urmat. Cu toate că lucrez doar de 2 ani, situația de când m-am apucat propriu-zis de agricultură e foarte dificilă. În sensul în care? În sensul în care precipitațiile au lipsit și a crescut necesarul forței de muncă în sensul irigării. Direcția Agricolă Prahova vorbește despre date îngrijorătoare pe care le-au anticipat, însă despre care sperau să nu le contabilizeze atât de curând. Păi începem să stăm din ce în ce mai rău. Din păcate, se conturează o secetă venind de undeva din sud-estul județului, dinspre Buzău, limita cu Buzău. Dacă până pe 23 iunie am stat undeva cu aprovizionare moderată cu apă și la intervențiile anterioare știți că vă spuneam, dacă nu plouă în câteva zile, se încurcă treaba. Uitați că deja au început să apară probleme din ce în ce mai urâte și cu irigațiile. Acolo unde este posibilă irigarea, nivelul apelor în canale, în baraj, a început să scadă undeva la 70%. Încercăm să folosim fiecare picătură de apă cât mai eficient. Meteorologii arată că primele precipitații considerabile care vor cădea peste țara noastră ar putea să apară după data de 23 august, atunci când orice ploaie nu mai poate ajuta culturile deja compromise.